Campanie electorală a noastră la centru, dar foarte pasională în țară. Imediat o să vedeți pe preotul care l-a bătut pe primar într-un oraș, a fost implicat în altercație și amanta edilului. De asemenea, o cântăreață cunoscută de muzică populară, un concert, bineînțeles, electoral, unde la inaugurarea unor capele mortoare. Vă arătăm imaginile și o să-i vedeți și pe liderii marilor partide intrați și ei în campanie, dar nu pentru locale, ci pentru prezidențiale. Invitați în această seară la briefing domnul profesor Cristian Pârvulescu, politolog, domnul ministru Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, și domnul Vladimir Ionaș, sociolog. Mulțumesc foarte mult, domnul, pentru prezență. Deschidem balul din această seară cu premierul Ciolacu. S-a miruit, a pupat racla cu Sfinte Moaște, a băut o bere cu localnicii și a făcut și piața. Sunt activitățile pe care le-a făcut într-o singură zi premierul Marcel Ciolacu, unde? În județul Olt, în fieful secretarului general al partidului Paul Stănescu, despre care se spune că este unul dintre adversarii lui Ciolacu în PSD. Aflat în județul Olt, Marcel Ciolacu s-a oprit la o bere cu locuitorii din comuna Izbiceni. Mai întâi i-a lăudat. Avem comună mare cu grădini și cu dolari. Apoi a încercat să câștige om cu om și vot cu vot. Avem proiecte, trebuie să terminăm și cu stadionul ăla la Slatina. Acum ați ieftin. Trebuie să menționez. Și curentul e. Vedeți, băi, știți, ramatare ieftin. Înainte de băută, Marcel Ciolacu s-a oprit în localitatea unde s-a născut colegul său de partid, Paul Stănescu. La biserica din satul Vișina au fost aduse moaștele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, iar pentru premier a fost un loc ideal pentru o baie de mulțime, supravegheat îndeaproape de SPP. Acțiunea electorală a premierului în județul Olt a început dimineața. A luat la pas piața din Slatina de braț cu ministrul agriculturii și a degustat legumele și brânza de la producătorii locali. Și Nicolae Ciucă se încălzește pe după prezidențiale, iar liberalii au început deja să-l promoveze cu fiecare prilej. Mai mult, liderul PNL se pregătește și să devină autor, odată cu lansarea primei sale cărți, Un ostaș în slujba țării, despre care spune, citez, nu e program electoral, este despre mine. Modelul pare însă preluat de la actualul șef de stat Klaus Iohannis, care s-a amuzat de coincidență imaginile. Începe marea bătălie, pentru că România trebuie să aibă în următorii 10 ani un președinte liberal, un președinte echilibrat, un ostaș în slujba țării. Și aici președintele nostru, Nicolae Ciucă, iar campania începe de pe 10 iunie. Și în 2025, alături de dumneavoastră, când se vor împlini 150 de ani de la fondarea Partidului Național Liberal, ne dorim să fim tot aici, alături de viitorul președinte liberal al României și de liberalii capabili să asigure o guvernare bună. Ați auzit cum au zis toți roșu. Nu le place culoarea roșie. Nu ne-au dat sticle de apă cu capacul roșu. Ce să înțelegem? Asta înseamnă că la tot ce înseamnă roșu i-a scăzut cifra octanică. A ajuns la nivelul apei. Acestea nu sunt singurele momente în care liberalii îl promovează pe Nicolae Ciucă pentru prezidențiale. Mai mult în țară au apărut panouri cu cartea pe care liderul PNL o lansează, Un ostaș în slujba țării. Întrebat dacă acesta reprezintă un model de succes, președintele Klaus Iohannis s-a amuzat. Mi-am amintit de lansarea cărții dumneavoastră înainte de alegeri, pas cu pas. Este un model pe care îl copiază să ne pregătim la ceva anume, cum vedeți, și faptul că nu avem candidați oficiali deocamdată la prezidențiale. Da, la mine a fost un proiect de succes. Credeți că va fi la fel și la domnul Ciucă? Asta vom vedea. Vom vedea, spune președintele Iohannis, în cazul lui Nicolae Ciucă. Domnul profesor Pârvulescu, la ce asistăm? La campanie pentru locale sau la precampanie pentru prezidențiale? La precampanie pentru prezidențiale cu ocazia alegerilor locale. Că e un fundal bun, oamenii se duc, se întâlnesc cu țăranii, mănâncă
niște brânză, beau niște bere, a zis că Pupă și Racle n-am văzut acest moment emoționant. A fost. Sunt absolut convins, domnul Ciolacu nu ratează niciun moment de genul acesta, iar domnul Ciucă se atrânează. Nu ratează nicio raclă. Nu, un moment de genul ăsta. Nu vă panicați, că o să mai continue emisiunea. O să mai fie și deplasări. Mai continuăm cu lucruri de genul ăsta, dar adevărata campanie pentru prezidențială nu e a domnului Ciolacu. Încă. E a domnului Ciucă. O vedem în continuare. Cât e țara de lungă și de lată, în continuare acele afișe imense în care ni se explică că este un ostaș pentru țară. Nu e o carte despre mine, îl citesc pe domnul general Ciucă, adică este o carte despre un candidat. Pentru că așa se întâmplă și nu, dumneavoastră ați făcut comparația cu Iohannis, dar și Iliescu a avut cărți. Și dacă ieșim din afara României, în general, toți scot o carte înainte de alegeri, pentru că vor să atragă în felul acesta jurnaliștii, influencerii, pe cei care pot să creeze o imagine bună despre ei, să dea elemente astfel încât povestea să devină din ce în ce mai interesantă, pentru că vor trebui să fie povestitori, iar în cazul domnului general Ciucă, foarte bun povestitor, pentru că vor trebui să povestească ceea ce domnul general nu reușește întotdeauna să povestească, pentru că ați văzut gluma cu capacul roșu, nu prea a prins. Trebuie să se mai antreneze puțin, dar oricum, domnul general a făcut progrese față de situația de acum un an, deja reușește să termine o propoziție, ceea ce este foarte important. Înainte, din cauza emoției, se oprea, se împiedica, îi fugeau ideile, deci cred că se antrenează, deci cred că e convins că va candida la alegerile prezidențiale. E adevărat, și Rareș Bogdan are dreptate, din când în când, abia după 10 iunie vom ști exact cine și cum, pentru că vom vedea care va fi echilibrul între cele două partide. Dacă ar fi să analizăm din perspectivă clasică, să spun așa, imaginile mai de campanie sunt cele ale lui Marcel Ciolacu. Contact direct cu alegătorii, o țuicuriță, o brânză, o braclă. La domnul general Ciucă, mai distant așa, bine remarcat domnul profesor Purpulescu, faptul că a evoluat, reușește să termină o frază, e ceva. Va fi un tip diferit de campanie la cei doi, pentru că până la urmă electoratul rămâne una peste alta același, trebuie să-l deja, deja este un tip anormal de campanie. Noi suntem cu cât? 4 luni? 4 luni înainte de alegeri și nu știm candidații. Domnul Ciolacu a mers în Oltenia ca să fie sigur că nu e în Moldova și să nu mai greșească. Și s-a dus acasă la domnul Paul Stănescu pentru a arăta că nu împarte partidul în două, indiferent ce se va întâmpla la alegerile pentru primărie, unde deocamdată doamna Firea este cotată cu șansa a doua. Și, într-adevăr, cum spunea Cristi Purvulescu, și eu cred că, de fapt, toți intră în acest joc privind puțin mai departe, adică nu mai e despre locale, nu mai e despre, apropo, despre europarlamentare deloc, din păcate, niciun subiect european, nici un subiect european nu s-a discutat în această campanie, nici măcar de către europarlamentarii noștri care vor candida. Dar toată lumea este cu ochii spre alegerile parlamentare, spre alegerile prezidențiale. Unde s-ar putea, doamna Rusă, pentru că în subsidiar despre asta era întrebarea dumneavoastră, s-ar putea să avem o repartiție a rolurilor în aceste alegeri prezidențiale, în sensul în care domnul Ciucă ar putea candida la prezidențiale și domnul Ciolacu să rămână atât de apropiat poporului, cu brânză, cu țuică, cu bere și prim-ministru fiind. Deci, deocamdată așa se vede, s-ar putea să mai apară unii care să le strice, să zicem, planul, sau, mă rog, să incomodeze, cum ar fi Mircea Joană sau, nu se știe deocamdată, cineva, altcineva, domnul Drulă e... Să vedem imagini și cu cei doi. E pe toate posterele și bănuiesc că se pregătește și dânsul tot pentru prezidențiale. Deci este un fel de campanie atipică, într-adevăr. Din păcate, foarte puțin despre europene, localele se joacă la nivelul primarilor, care trec de la un partid la altul, sau, dacă vreți să fiu sincer, de la PSD la PNL sau de la PNL la PSD, adică nu există o mare marjă de alegere,
și în rest toată lumea e cu ochii pe alegerile din vară și din august. Totuși nu e un calcul, Vladimir Ionaș, nu e un calcul ușor, bizar, ca să ajungi să te gândești la prezidențiale și vorbesc aici despre toți liderii politici, trebuie să obții un scor foarte bun la locale, astfel încât să te poți duce în fața partidului și să spui, iată ce leadership de succes am avut, susțineți-mă, sunt pregătit să fiu președintele României. Dacă dai kicks la locale sau europarlamentare, mai poți să-ți faci planuri pentru prezidențiale? Probabil de aceea toată lumea vorbește de data de 10 iunie. Așteaptă rezultatele, să vadă care vor fi, dacă își vor îndeplini obiectivele. Nu știu, pentru mine, din momentul în care s-au comasat cele două tipuri de alegeri europarlamentare cu localele, a fost clar că vor fi folosite aceste alegeri ca niște platforme de lansare pentru candidații la alegerile prezidențiale, pentru că era de așteptat ca europarlamentarele să dispară despre orice radar, nimeni să nu mai discute despre ele, să fie o campanie extrem de agresivă la nivel local, iar președinții, liderii partidelor se folosesc de această campanie la nivel local, se duc acolo unde candidații propriilor partide stau foarte bine și vor câștiga tocmai pentru a-și crește imaginea prin astfel de momente în care oamenii înconjoară și așa mai departe. Nu cred că e ceva ieșit din comun. Și în același timp, chiar dacă nu avem candidați oficiali, pentru mine, cel puțin astăzi, e clar că avem domnul Ciolacu, domnul Ciucă, domnul Drulă. Întrebarea, sau întrebările, cam două, sunt cine va fi candidatul AUR, acolo eu nu cred că va fi George Simion, și doi, dacă domnul Joană până la urmă se decide sau nu se decide. Astea sunt întrebările legate de alegerile prezidențiale și da, deci pare răspunsurile... Deci că e indecis să candideze, domnul Joană? Nu știu ce va face, dacă va candida sau nu. Pare că își dorește. Dar despre candidatura celor doi, a domnului Ciolacu și a domnului Ciucă, eu cred că sunt 100% și vor fi separate. Eu nu cred că există nici 0,01% șanse astăzi ca cele două partide să aibă un candidat unic. Președintele USR Cătălin Drulă a fost în acest weekend la Milano și Madrid, unde s-a întâlnit cu românii din diaspora. Dacă spunea cineva că după 26 de ani o să ajung aici alături de românii din diaspora, ca lider politic, să dăm o speranță acestei țări, nu m-ar fi venit să cred atunci. Acum se întâmplă, e o poveste interesantă, sau mă rog, emoționantă pentru mine din adolescență și dintr-o lume care părea fantastică atunci să ajungi să calci în Europa de Vest în 1998. Iar Mircea Geoană își face planul pentru două mandate de președinte. E nevoie de un șef al statului care să unească toate forțele politice din România, spune Geoană în podcastul lui Andy Moisescu. Societatea civilă, mediul de business, diaspora, toți trebuie să devină partea unei conversații naționale. Prima obligație a viitorului președinte, cine va fi el sau ea, pe cine decid românii să aleagă, este acela de a încerca să depășească un pic triburile din politica românească, să încerce să vină cu o propunere de proiect național, dacă vreți, pentru 10 ani de zile, că, mă, normal, pe 10 ani de zile te poți gândi că poate să ajungă un președinte, să adune și putere și opoziție, dar mai ales cetățenii în direcția acelui proiect. Eu cred că partidele, bune, rele cum sunt ele, mici sau mari, sunt insuficiente ca să poată să transforme România în profunzime cum România trebuie să o facă. Și atunci trebuie să unească și sectorul civic și sectorul de business, să fie deschis cu presa, să fie foarte transparent cu presa, cred că a comunica transparent este foarte, foarte important, a propune un proiect și după aia să și veghez că se și întâmplă. Iar Vasile Dâncu îl vede pe Mircea Geoană în cursa finală pentru Cotroceni. Iată declarația făcută la Prima TV, la emisiunea Insider Politic. Mircea Geoană rămâne un actor important al viitoarelor alegeri. Asta este clar, dar nu știm ce se va întâmpla cu candidatura domniei sale. Îl vedeți în finala prezidențială, într-o anumită conjunctură? Ar putea să fie în finala prezidențială, dar nu pot să mă închipui exact care ar fi conjunctura care ar putea să-l avantajeze pentru o finală, dar ar putea să fie. Foarte interesant, domnule profesor Pârvulescu, această analiză vine de la Vasile Dâncu, nu este doar sociolog, bănuiesc că în calitate de sociolog a făcut declarație, te-i și lider politic al PSD. Păi, cred că a făcut-o în calitate de lider politic al PSD. Poate așa arată sondajele, că ajunge în turul 2. Păi, în momentul de față chiar arată. Chiar arată așa, arată foarte bine așa.
începe să arate din ce în ce mai evident, doar că domnul Geoană încă mai are câteva probleme de rezolvat și câteva temeri înainte de a lua decizia finală a implicării în această confruntare. Și domnia se așteaptă aceeași dată fatidică de 10 iunie. Dar, spune, e deja un program, ați spus-o și dumneavoastră, spune să unificăm în jurul unui program. Păi știți, dacă nu are partidele de partea sa, va fi în situația în care a fost Traian Băsescu sau Klaus Iohannis toate cele două mandate, că n-a avut ceva care se numește majoritate prezidențială. Pentru că una este să existe o majoritate parlamentară care să sprijine guvernul și alta e o majoritate prezidențială care să sprijine președintele. Și ajungem în situația specială în care președintele este ales pe baza unui program pe care nu-l poate pune în aplicare pentru că nu are cine să-l pună în aplicare. Klaus Iohannis nu a avut până în 2019 partidul la guvernare, în 2019 n-a avut majoritate, iar după 2019 majoritatea a fost puțin cu USR, n-a funcționat exact în parametrii pe care îi dorea, a schimbat-o cu PSD, dar n-a fost o majoritate prezidențială. De altfel, există un singur președinte care a avut majoritate prezidențială aici, e vorba de Ion Iliescu. Ion Iliescu a avut-o și nici măcar în primul mandat constituțional, 92-96, n-a avut-o toată perioada, a trebuit în a doua parte să o împartă cu celelalte partide care sprijineau guvernul, iar ulterior a fost concurența în interiorul PSD între Ion Iliescu și Adrian Năstase, cu consecințele devastatoare pe care le-am văzut ulterior. Deci e complicat. Sigur, e foarte frumos să folosim un limbaj macronian, pentru că am văzut că vrea să facă o conversație națională precum Macron, dar e nevoie aici și de un partid prezidențial pe care, în acest moment, domnul Geoană nu-l are. Doar dacă va prelua ostil după alegeri, după alegerile prezidențiale pe care le-ar câștiga PSD-ul. Ceea ce vă dați seama că ar crea, pentru început, foarte multe probleme. Deci, dacă plecăm de la ipoteza domnului Dâncu, că are o șansă să devină președinte, atunci, în momentul în care va deveni președinte, va trebui să-și creeze majoritatea prezidențială și o va crea forțând partidele să-i se asocieze. E un lucru foarte complicat dacă nu ai instrumente la îndemână. Nu vreau să elaborez mai mult pe tema asta, dar aici este marea problemă a domnului Geoană. Pentru că, da, în sondaje stă bine, a făcut totul, a început campania acum 2 ani, e singurul candidat care a început-o de atunci, dar mai are o problemă politică și probabil mai are ceva până să ia decizia. Vrea să vadă cât de mult va fi votul protestatar pe 9 iunie, pentru că contează foarte mult votul protestatar. Domnia sa se adresează mai mult electoratului protestatar decât electoratului... Unde se va regăsi acest vot protestatar? Păi la USR și la AUR, știm foarte bine. Și la SOS, în măsura în care, mă rog, mai votează cineva SOS în țara asta. Dar USR și AUR vor avea din plin vot protestatar, pe care s-ar putea să-l vedem undeva în jur de 25%, cred. Ceea ce înseamnă destul de mult la alegerile prezidențiale. Dar cine ne spune că vor mai avea chef să participe la alegeri după ce vor vedea rezultatele din 9 iunie? Domnule ministru, faptul că Mircea Geoană nu este o personalitate care să polarizeze foarte mult, nu l-ar putea ajuta să-și creeze această majoritate prezidențială despre care vorbește profesorul Păvulescu? În plus, PSD n-ar dori el însuși să fie condus, bineînțeles, informal, de către președintele României, în loc să aibă un lider de partid care poate să nu să mai fie prim-ministru în funcție de ce decide președintele? Ba da, problema este că Mircea Geoană are pe departe cel mai articulat discurs dintre cei care se profilează a fi candidați. Că e bine, că e rău, asta e realitatea, adică vorbește mai bine și mai coerent decât ceilalți, chiar dacă nu știm, la drept vorbind, în ce măsură va avea o susținere partinică. Ideea unui partid prezidențial la noi e puțin realizabilă în condițiile în care ne despar câteva luni până la alegeri, cu atât mai mult cu cât eu vă mărturisesc că nu văd PSD-ul trecând foarte repede la tipul de discurs al domnului Geoană. Să ne aducem aminte, e deja un mare salt pe care l-a făcut PSD-ul, articulându-se în jurul acestei echilibristici europene pe care o face Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a reconciliat PSD-ul cu Partidul Social European după ce relațiile la nivel european pe vremea domnului Dragnea erau vasinule. Or să treacă de la Dragnea de acum 2 ani, cât era,
la Ciolacu acum. Sunt deja 5. Incredibil. Da, aveți dreptate, așa, a trecut ceva timp. 2019. Dar oricum să treacă de la acel discurs autarhic, naționalist, destul de îmbâxit la discursul pan-atlanticist și euro, cum să spun, eurofil al domnului, atlanticofil al domnului Joană, mie mi se pare puțin cam mult, mă refer în profunzime, nu mă refer la declarațiile de suprafață. Deci nu cred că PSD-ul este pregătit, sincer vă spun, nu cred că e pregătit să-l susțină pe domnul Joană, obiectiv vorbind. A, că dacă li s-ar da un semn, dacă s-ar da un ordin, probabil ar face-o ca un oștean, mă rog, hai să zicem, un soldat credincios PSD-ul, dar deocamdată PSD-ul mi se pare a fi unul dintre partidele care îl privesc pe Mircea Joană cu cea mai mare suspiciune, pentru că nu mai pare de al lor. Ceva i-a înstrăinat în acești ani. Ceva la nivel de discurs, la nivel de, eu știu, de comportament, la nivel de proiect de viitor. Care e proiectul de viitor al Partidului Social Democrat, la drept vorbind? Măcar Mircea Joană ne dă sentimentul acesta al unei continuități euroatlantice, dar care e proiectul de partid al PSD-ului? Bănuiesc că și domnul Ciolacu vrea să dea același sentiment care, al continuității doamne, euroatlantice. Măriri de pensii și promisiuni de pensii, ăsta e un proiect de viitor, ăsta e un proiect de campanie. Acceptăm cu toți că funcționează 3-4 luni de zile, după care nu știm ce se va întâmpla. Și asta e marea hibă a acestei coaliții. Ce anume se va întâmpla? Ce-i paște pe întreprinzători? Ce paște pe firmele din această țară? Impozite mai mari, mai mici? Deci, din acest punct de vedere, suntem într-o negare totală, pentru că bugetul țării e în pioneze, este nesustenabil. Ceva trebuie să se întâmple după alegeri. Măcar Mircea Joană o ține cu euroatlanticismul lui. Pe când PSD-ul, în fine, ca actor principal al guvernării prin domnul Ciolacu, promite pensii, măriri de pensii și să ne întâlnim să bem o bere? Vladimir Ionaș, Mircea Joană lipsește din această campanie electorală, e mult mai puțin vizibil ca în trecut, se ține ca în urmă cu o lună sau două, se ține departe de tot procesul politic, de să zicem, eventualele conflicte politice. Va cântări asta în vreun fel la prezidențiale dacă va decide să candideze? Era și greu să fie parte a acestei campanii, atât timp cât centrul reprezintă primarii, candidații la primărie și la Consiliul Județean. Eu aștept cu mare interes, indiferent de ce arată sondajele de opinie, data de 10, pentru că odată cu intrarea pe ultima sută de metri referitor la alegerile prezidențiale, opiniile se și cristalizează. Contează foarte mult care va fi rezultatul, nu știu, sunt multe întrebări. Care va fi prezența? Vom trece de 50%? Care va fi rezultatul celor două partide, Alianța PSD-PNL, împreună? Vor avea cu 5 în față la europarlamentare, cu 4, cu 3? Sunt foarte multe semne de întrebare. Câte dintre primăriile pe care în momentul de față, sau CJ-urile pe care în momentul de față le dețin alte partide, vor reuși cele două partide să recupereze? Sunt atât de multe semne de întrebare încât mie personal mi-e foarte greu să vorbesc despre alegerile prezidențiale astăzi, să spun cu adevărat cine ar intra în turul 2. Evident, sondajele arată anumite chestii. Eu vă aduc aminte că în urmă cu, la ultimele alegeri prezidențiale, cu 6 luni, 8 luni înainte de alegeri, doamna Dăncilă nu intra în turul 2. Cu toate acestea, organizarea de partid, modul în care cele două partide mari și PNL-ul și PSD-ul au făcut campanie electorală și s-a desfășurat pe ultima 100 de metri, am avut un tur 2 extrem de previzibil, da, atunci, pe ultima 100 de metri. Deci, și dacă îl măsuram acum vreo 2-3 luni, nu știu, și pe Gheorghe Hagi, de exemplu, ca intenție de vot, cu siguranță ar fi avut mari șanse să intre în turul 2. Deci, e nevoie să se cristalizeze puțin opțiunile, să devină mult mai clare, să treacă alegerile acestea și apoi, da, putem vorbi cu adevărat despre cine are șanse și cine nu. Lumin... Cred că Gheorghe Hagi ar intra și mâine într-un... Cu siguranță. Așa ar fi câștigat, probabil. Da, da. Luni întregi ne-am uitat cu toții, cu mare atenție și interes, la ce se va întâmpla la bătălia pentru București, până la desemnarea candidaților în final, după care campania a devenit, practic, plictisitoare.
Sondajele arată o distanță considerabilă între locul întâi și locul al doilea. Să primarul în funcție, Nicușor Dan, susține că doamna Gabriela Firea, contracandidata sa, are șanse să câștige, are toate șansele să câștige primăria capitalei. El spune că e doar o chestiune de mobilizare în condițiile în care în București sunt două mari bazine electorale, de dreapta și de stânga. Este un risc să câștige Gabriela Firea? Evident, evident. Eu am spus asta de foarte multă vreme. Este o chestiune de mobilizare, sunt alegeri într-un singur tur. Există două bazine mari în București, unul anti-PSD sau să-i spunem de dreapta, unul PSD sau să-i spunem de stânga, și care din aceste și în interiorul acestor bazine, fiind mai mulți candidați, oamenii se orientează către cel mai bine plasat. Și în funcție de cine va mobiliza mai bine bazinul electoral, va câștiga. Deci Gabriela Firea are toate șansele să câștige primăria capitalei. Am așteptat, domnule profesor Pârvulescu, să vedem ce se întâmplă la București. S-a anunțat cea mai dură campanie, cea mai intensă, cea mai palpitantă. S-a dovedit acum, cu două săptămâni înainte de alegeri, că de fapt și de drept nu se întâmplă mare lucru. Lucrurile par deja aranjate, însă primarul în funcție ne spune că nu e chiar așa cum percep mulți dintre noi, și anume că victoria va fi a sa. Nu este deloc așa, pentru că dacă ne uităm pe rețelele sociale, pentru că acolo se duce bătălia în momentul de față, pentru că acolo sunt electorii în momentul de față, acolo se face mobilizarea, o să vedeți că acolo au început loviturile. Și de o parte și de alta, loviturile împotriva lui Nicușor Dan, care vin din cel puțin două direcții care pot fi observate, este pe de o parte din partea PNL-ului, pe de altă parte din partea doamnei Firea. Apoi și împotriva doamnei Firea apar tot felul de lovituri. Piedone nu pare să fie expus foarte mult la atacul, și asta pentru că foarte probabil nu mai intră între cei de turul 2. Iar Burduja e un candidat interesant. Nimic mai mult de atât. Nu e atacat, ceea ce înseamnă că în momentul de față nu contează. Dar știți, în momentul în care sondajele de opinie vor arăta că se apropie, o să vedem și mai multe atacuri. Eu l-am urmărit cu interes și am constatat că se urmărește totuși manualul de campanie. Altfel spus, la 3 săptămâni înainte au început atacuri care să arunce suspiciuni asupra finanțării, asupra relațiilor cu grupuri politice și economice care au legături cu Rusia, pentru că nu e așa, e un război în Ucraina. Și vreau să vă spun că țin cont aceste atacuri și de profilul electoratului. Altfel spus, se adresează unui electorat. Cambridge Analytica, pentru cei care se pricep, și cred că, într-adevăr, sunt foarte bine selecționați cei care cărora li se adresează. Nu sunt sigur, pentru că mă uitam pe anumite site-uri de știri și constatam că unii reproșau ceva, un tip de publicitate care la mine nu apărea. Deci înseamnă foarte clar că, în cazul meu, algoritmul spune altceva și atunci nu primesc informația pe care alții o primesc. Deci e clar că au fost foarte bine calibrate instrumentele și o să continue. Dar e mai puțin vizibilă. Campania pe rețelele sociale nu este o campanie pe care o să o vedem la televizor, dar este o campanie care atinge o parte din electorat. Atinge o parte din electorat pentru că asta înseamnă o campanie eficientă, dar suficient încât să calibreze cumva lucrurile, să-i aducă pe cei doi candidați din primele două poziții la nivel de egalitate? Da, e greu de spus, pentru că, vedeți, paradoxal, noi vorbim dintr-un studio de televiziune în contextul unei epoci în care, ne place, nu ne place, televiziunea nu mai este formatorul unei societăți, adică nu mai uniformizează o societate, și eu cred că această campanie e atipică pentru că vremurile s-au schimbat, nu politicienii neapărat. Contează foarte mult ceea ce se spune în podcasturi, ce se spune în tot felul de intervenții ale unor terți și în mesajele transmise de împricinații candidați. Contează foarte mult scandalurile adiacente, cum e bună oară această poveste cu generalii, cu Coldea, cu toți ceilalți. Depinde în capul cui se sparge și povestea asta. Nu mai controlează televiziunile, nu mai avem dezbatere, serios vorbind. Și cel care, culmea, cel care deocamdată se pare că refuză ideea de dezbatere este chiar cel care are cele mai multe șanse, sau pare avea cele mai multe șanse. Deci,
poate că spune că va dezbate, va da. E de acord cu o dezbatere da. Cu candidatul care este pe locul 2. Da, în sondajul domniei sale. Sondajul domniei sale. Cine e pe locul 2? Cine știe cine e pe locul 2 în momentul de față? În fine, o preferă pe doamna Firea, este evident. Dar, în fine, nu știm dacă vom avea o dezbatere, ceea ce acum 5 ani, 10 ani părea de necrezut, sigur că da. Deci, din acest punct de vedere, să admitem că platitudinea și liniștea acestei campanii ține de un alt tip de diseminare a mesajului. În același timp, noi suntem îmbărligați cu toții, suntem înconjurați de mesaje. Am văzut cine-i penalul, am văzut cine-i matematicianul, am văzut cine e, adică aceste etichete oricum s-au lipit în mintea noastră, chiar în lipsa unei campanii propriu-zise și a unei dezbateri față în față. Vladimir Ionaș, este eficient, este mai ușor de făcut o campanie în online decât să faci în studio de televiziune sau confruntându-te, mai știu eu, în spații publice cu contracandidații? Este mai ușor. Pe de altă parte, e greu pentru fiecare din momentul în care au apărut cei doi candidați din partea celor două partide, PSD și PNL, doamna Firea și domnul Burduja. E foarte greu pentru domnul Nicușor Dan, de exemplu, să intre într-o dezbatere cu toți ceilalți candidați, pentru că el are un singur candidat care rupe, poate rupe cât mai mult de la domnia sa, și anume Sebastian Burduja, candidatul PNL. Doamna Firea se luptă cu domnul Piedone, pe în principiu același electorat. Întrebarea este cât va reuși să rupă Sebastian Burduja până la final. Lucrul ăsta o arată inclusiv modul în care domnul Cristian Popescu Piedone percepe candidatura domnului Burduja și cât de mult îl promovează tocmai domnia sa. Pe de altă parte, doamna Firea a reușit să recupereze mult din procentele pe care votanții PSD le acordau până în momentul de față domnului Piedone. Deci e posibil ca în ultima săptămână să vedem o cursă mult mai strânsă între cei doi, între domnul Nicușor Dan și doamna Firea, decât se aștepta foarte multă lume la începutul acestei campanii electorale. Plus că sunt foarte multe semne de întrebare și aici legat de prezență și de cine va participa în ziua votului cu adevărat la urne, pentru că e o duminică de vară în care mulți dintre cei care reprezintă electoratul mai degrabă al domnului Nicușor Dan au alte preocupări și nu știm dacă se vor întoarce în timp util, ținând cont de faptul că poți vota doar la secția de care aparții pentru alegerile locale, dacă se vor întoarce în timp util să și își exercite dreptul acest vot. Deci sunt foarte multe semne de întrebare. Campania, din punctul meu de vedere, da, la nivel media pare a noastră, dar pe rețelele sociale, într-adevăr, este extrem, extrem de dură și e vizibilă. S-ar putea să fie doar o situație în marile orașe, pentru că în țară, vă voi arăta imediat, campania electorală, lupta electorală se duce om la om, corp la corp, cu bătaie, într-un caz, și cu concert în cimitir, concert electoral în cimitir. Revenim. Scandal soldat cu plângeri penale astăzi în campanie electorală în județul Olt. Pentru a-l întâmpina într-un mod spectaculos pe președintele PNL Nicolae Ciucă, reprezentantul liberalilor în cursa pentru primăria Slatina a drapat un parc în culorile partidului, a îmbrăcat toate băncile și scările în pânză albastră și galbenă. Poliția locală a preluat cazul și a sesizat și Poliția Națională pentru vandalism. Azi Nicolae Ciucă a fost în turneu în Olt, inclusiv în două localități în care candidații partidului au probleme cu legea. Unul e acuzat că încearcă să cumpere simpatia electoratului din sat împărțind alimente, iar altul e chiar anchetat penal pentru un abuz sexual asupra unei fete de 14 ani. Iar o capelă mortoară dintr-un sat din Cluj a fost inaugurată ieri cu un concert susținut de Veta Biriș. Vorbim despre capela din satul Ceanul Mic, comuna Tureni. La invitația primăriei, artista a cântat piese și cântece patriotice. Unii localnici s-au arătat indignați de ideea primăriei, în timp ce alții s-au bucurat și s-au emoționat de concertul susținut de către Veta Biriș. Sute de localnici au participat la eveniment. De-au
Iar preotul din Cernavodă și amanta acestuia acuzați că l-au bătut pe primarul orașului, i-au fost reținuți. Preotul este cercetat și de către Arhiepiscopia Tomisului și pentru moment nu mai are voie să slujească. Vă reamintesc că edilul Liviu Negoiț a fost agresat pe stradă de un preot și amanta acestuia. În filmarea surprinsă de camerele de supraveghere se vede cum femeia începe atacul asupra primarului. Apoi preotul continuă agresiunea și distruge edilului telefonul mobil. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat aseară, în timp ce primarul din Cernavoda mergea spre casă. Mi-au dat cu picioarele, m-au împins, m-au lovit. N-am făcut altceva decât să nu ripostez. Practic, nu am dorit să ripostez. Preotul acuzat că împreună cu amanta l-au lovit pe edil este acum anchetat și de superiori. Părintele a fost suspendat astăzi pe o perioadă de 30 de zile, perioadă în care se va desfășura o anchetă juridico-canonică și disciplinară în ceea ce privește comportamentul domniei sale. Cei doi agresori au fost reținuți de poliție. Părinte, pentru ce ați fost reținut? Dacă va fi găsit vinovat, preotul riscă să nu mai poată intra în altar. Aceasta, domnule profesor Pârvulescu, este campania cu care noi, cei mai bătrâni, eram obișnuiți. Să se întâmple lucrurile, să fie spumoasă, să fie imprevizibilă. Pe exemplu, ideea de a face un concert la inaugurarea unei capele e totuși inedită. Previzibilă. Previzibilă? Da, unde se duc oamenii? La cimitir. Așa că e foarte bine să inaugura o capelă. S-au cântat cântece patriotice, toată lumea a fost fericită. Mă iertați, dar capela e pentru, cum îi spune și numele, mormântare. Ce legătură are? Era a capela. Era a capela, da. Doamna a cântat a capela. Capela era o oportunitate în campanie? Sunt curios cine a plătit-o, cum a plătit-o, dacă e considerat campanie. Sunt o mulțime de lucruri interesante aici. Pentru că dacă a plătit-o primăria și este o acțiune de campanie, pentru că stăm în campanie, atunci este o folosire ilegală a resurselor publice. Și ne întoarcem într-adevăr pe vremuri, dar știți, la țară încă mai merg aceste mijloace pentru că rețelele sociale joacă un rol, dar nu la fel de important. Oamenii, mai ales cei de o anumită vârstă pe care i-ați văzut acolo în jurul cântăreței, nu stau toată ziua pe TikTok și nu urmăresc ce se întâmplă în lumea largă. Deși s-ar putea să aibă și conturi pe TikTok. Însă, dincolo, bătaia de la Cernavodă, trebuie să recunoaștem că ne-a trimis la Caragiale. Mi s-a părut că suntem în dale carnavalului, în toată regula. Ați văzut, primarul era foarte conștient și ne-a spus-o, că e filmat, deci nu s-a apărat, s-a victimizat și cred că asta, dacă era nevoie, îl va ajuta în campanie. Dacă era nevoie, pentru că nu cred că Cernavodă este o localitate în care să fie dispute foarte importante, dar primarul spunea într-o altă declarație pe care am auzit-o că cei doi făceau parte din echipa unui contracandidat sau că în orice caz fusese răvăzuși în proximitatea acelui contracandidat. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta și la ce le folosește, nu înțeleg, pentru că i-au făcut campanie, de data asta i-au făcut campanie fără să vrea, primarului în funcție. E pe toate televiziunile. Deci Cernavodă este în momentul de față pe buzele tuturor. Este normal? Nu. Nu e deloc normal să se întâmple așa, din nefericire. Dar știți, și violența de pe rețelele sociale este la fel de periculoasă, dar poate că nu e la fel de spumoasă. Totuși, revenind la cazul de la Cernavodă, multe lucruri interesante. Faptul că un preot a ales să-și rezolve disputele politice cu pumnul, faptul că avea o doamnă alături cu care avea o relație foarte specială și faptul că primarul a hotărât să încaseze decât să riposteze pentru, nu-i așa, a arăta cetățenilor ce mai exact. N-avea nicio relație specială. Dumneavoastră a spus că e o campanie corp la corp. Și din acest punct de vedere, doamnă, Cernavodă este principalul oraș nuclear al României. Acolo lucrurile sunt puțin mai încinse, probabil, mai ales că din Arhiepiscopia Tomisului sunt puține lucrurile care să ne mai surprindă. Venind dintre acolo și în condiții de campanie, lăsând gluma la o parte, cred într-adevăr că singurul care știa că sunt filmați e primarul.
Și preotul, probabil, și prietena lui nu știau că există camere care să-i transforme în celebrități. Mă rog, în celebrități. Totuși cât de pasional și pasionat să fii, încât să te apuci să pornești contra chiar, candidatul sau ce e. Dar chiar nu glumim. Noi suntem țara care i-a dat pe Caragiale, pe Eugen Ionescu, pe lucrurile astea. Nu sunt invenții, adică poveștile lui Caragiale se pare că nu sunt invenții. Și cât de clișeistic ar suna faptul că se repetă din când în când, asta ține de cutuma națională sau societală, ține de reacțiile oamenilor. Bun, în cazul de față, probabil că o poveste de familie s-a intersectat cu ceva pasiuni politice și a ieșit acest melanj interesant de adulter și vendetă politică. Se întâmplă. Mult mai interesant, Vladimir Ionaș, decât ce s-a întâmplat la Slatina și trebuie să mărturisesc că pe mine asta m-a surprins cel mai tare, că încă mai practică cineva ideea aceea de campanie de pe vremea lui Ceaușescu, să vopsim în culorile partidului proprietate publică, practic. Da, probabil a fost un lider acolo liberal local care a considerat că așa trebuie să aducă culoare în acel parc. Pe mine m-a amuzat că lipeau cu silicon. Cu silicon. Deci lipeau acele... Da, poate era un mesaj pentru Ucraina. Da, e galben și albastru și Ucraina. Exact, da. Fost, da. E o posibilitate. Da, e campanie electorală. Pe mine nu mă surprinde. În cazul la Cernavodă, într-adevăr, mă surprinde că tot vorbeam în pauză despre fotbal. Eu știu din... istorie, când mergeai prin comunele din România la fotbal, la divizia asta județeană, de obicei preotul și primarul erau împreună, te băteau împreună. Acum văd că se bat unul. E o schimbare, dar iată că evoluăm și noi. Acum se luptă între ei. Există competiție politică. Exact, da. Vedeți ce face politica strică și... pentru că sunt convins, dacă venea vreo echipă să joace cu ei, erau împreună, se uneau. Da, așa, pentru politică, pentru cine mai e primar. Mai depinde ce spunea Zița. Exact, da. Deci e campanie electorală. Probabil sunt multe alte locuri unde se întâmplă lucruri la fel de interesante, dar nu au camere. Vedeți, aici era fix în fața primăriei și au ales și locul prost și unde sunt camere. Sau mă gândesc că pasiunea politică totuși era foarte intensă, domnule profesor Pârvulescu, dacă nu te mai reții de la absolut nimic. Adică te iei la ciomoceală în fața primăriei, tu fiind practic preot. Și răspândind cuvântul Domnului. Era în civil, nu mai era preot în momentul ăla. Era în timpul liber și din câte înțeleg a sărit în apărarea doamnei care a trecut la atac, pentru că nu-mi dau seama ce a vrut să facă primarul cu telefonul mobil, poate a vrut să filmeze. Și nu și-au dat seama, era și pensărat, că sunt 4 camere de luat vedere. Deci au 4 unghiuri din care au filmat evenimentul. E mai mult decât la Parlament. Dar puțin că săptămâna asta totuși am avut momentul acela extraordinar în care un parlamentar a vrut să îl muște de nas pe un fost coleg de partid. Se pare că a și reușit, nu doar că a avut. Dar faptul că domnul Roman nu recunoaște că a fost mușcat de nas, pare să indice că ori nu vrea să fi fost umilit în felul acesta, ori nu s-a întâmplat. Nu știu. Poate da, poate nu. Omul a fost la IML și și-a scos certificat. Da, e adevărat. Ceva s-a întâmplat acolo. Cu siguranță, spune că l-a lovit cu piciorul. Dar am văzut cu toți acea imagine care de asemenea este extraordinar de comică, dar este tristă. E tristă că, e adevărat, nu s-a întâmplat în plen, s-a întâmplat pe coridor, dar faptul că disputele politice, pentru că era tot o dispută politică din interiorul PNL, ajuns să se soluționeze astfel, este cât se poate de trist și nu există justificare, pentru că am auzit un politician de la PSD spunând că domnul Roman întotdeauna este mai incisiv și că probabil l-a provocat pe domnul Vâlceanu. Știți, un politician trebuie să reziste. Dacă nu e capabil să se controleze pe sine, atunci acum poate să exige de putere asupra celorlalți. E prima regulă a unui politician și asta, de 2500 de ani de când reflectăm asupra politicii, asta se spune. Principala calitate a politicianului este că se controlează pe sine, pentru că va fi mereu incitat, mereu provocat. Păi, de fiecare dată sărim la bătaie? Nu sărim la bătaie, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim și o să vedeți cum retorica Rusiei la adresa României devine din ce în ce mai agresivă. Și noi informații de pe front, un atac sălbatic al Rusiei asupra Harkov. Revenim.